Cel puțin 6 oameni au murit și 14 au fost răniți după ce rușii au bombardat cu rachete un depozit poștal din regiunea Harkov. Cei răniți au vârstele cuprinse între 19 și 42 de ani și au fost transportați la spital, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a postat în acest sens o înregistrare video pe o platformă online și a transmis condoleanțe familiilor îndurerate. Forțele ucrainene au respins în ultimele zile atacuri ofensive rusești spre Avdiivka și au provocat inamicului noi pierderi de personal și de echipamente, notează Institutul pentru Studiul Războiului. În urma atacurilor lansate de ruși asupra Harkovului, 6 persoane au murit, iar dintre cele 14 rănite, 7 sunt în stare gravă. Autoritățile ucrainene au condamnat atacul. De asemenea, 47 de salvatori și 9 mașini de pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge incendiul care a fost provocat de bombardament. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Serviciul de stat de urgență a Ucrainei a declarat că focul a fost stins la scurt timp după miezul nopții. Eram în clădire, am văzut un fulger pe partea dreaptă, iar coletele zburau peste tot. Am alergat imediat. Era întuneric, era praf și schije, iar eu și prietenul meu am părăsit clădirea. A fost un incendiu, totul a început să ardă. La ora 22:10, ocupanții ruși au lovit o clădire a unei companii de logistică situată în Harkov cu două rachete S-300 lansate de pe teritoriul regiunii Belgorod. Atacul a ucis cel puțin 6 persoane și a rănit 14, inclusiv angajații ai companiei care se aflau în interiorul clădirii. Totodată se lucrează pentru a stabili numărul exact al victimelor și al morților. Totodată, forțele rusești au bombardat orașul Kupiansk, mai multe clădiri rezidențiale, iar 3 persoane au fost rănite. De cealaltă parte, ucrainenii refuză să părăsească țara în pofida greutăților care s-au năpustit asupra lor odată cu începerea războiului și se pregătesc de sezonul rece. Дуже важко було з перебоями, таке, що двоє суток світла не було. Este foarte greu din cauza întreruperilor de curent. Au fost cazuri în care nu am avut electricitate 2 zile și chiar am vrut să plec de aici, dar fiul meu a zis că nu va pleca nicăieri. Am dormit cu căciul și scurte, dar ne-am descurcat. Pregătim lemne pentru foc. Avem câteva scânduri și le vom tăia treptat. Acum un an, Rusia a început teroarea energetică împotriva Ucrainei. Cu toții vedem consecințele acestor atacuri masive și, desigur, am învățat multe. Ultimele 7 luni ne-am pregătit pentru iarna care vine. Am adus diferite echipamente și materiale de protecție. Am lucrat în coordonare cu guvernul, dar avem nevoie de sisteme de apărare aeriană. Depindem 100% de Ministerul nostru al Apărării și de guvern. Știu că fac totul pentru ca să avem sisteme de apărare aeriană de diferite tipuri. Do everything to working with our partners to bring as much as possible air defense systems, different types and Iarna trecută a fost declarată cea mai grea din istoria sistemului energetic ucrainean, potrivit Companiei Naționale Energetice Ukrenergo. Astfel, peste 1200 de rachete și drone au fost lansate de ruși asupra infrastructurii energetice, iar atacurile au afectat aproape jumătate din capacitatea energetică a Ucrainei.